Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea între 19 și 20 martie de trecut o etapă alături de un prieten sau de un grup de prieteni cu delicatețe, cu diplomație, cu măsură, cu prudență sau cu bunătate și cum se cădenie, ca să nu deranjeze, să nu jignească, să nu rănească, cine știe ce, sentimentele cuiva, suferința cuiva, interesul cuiva. Această perioadă bună și blândă însă se complică chiar din 20 martie prin intrarea soarelui în zodia berbecului, plasându-se în opoziție cu casa prieteniei. Firește, se va plasa în tranzit prin casa 5-a sentimentelor, dar deja de acolo, din opoziție, soarele, care e foarte puternic, va începe să creeze factori de destabilizare și disarmonie. Cei născuți în săgetător vor începe să nu se mai înțeleagă de acum încolo timp de o lună chiar atât de bine cu prietenii, s-ar putea să nu fie chiar atât de docili și de duioși cât ar dori aceia, s-ar putea să fie mai activi, mai principiani, mai exigenți și să promoveze niște principii care acelora să nu le convină. Între 20 și 22 martie, axa celor două case ale sănătății va sta sub un semn delicat de scăderea rezistenței organismului, de risc de a contracta o răceală, un guturai, o infecție la nivel renal, urinar sau genital, sau o slăbiciune psihică, predispoziție spre plâns, spre depresie, spre tristețe, spre melancolie, spre izolare, spre stări care nu sunt productive pentru că nu atrag nimic bun. Lumea o să-i ocolească, ei o să se izoleze, nu vor dori să vorbească, dialogul va fi incomod și ei nu vor fi niște persoane foarte plăcute sau lesne de integrat într-un mediu în care se trăiește în mod normal. Se mai și râde, de exemplu, iar ei nu vor avea chef de râs. Așadar, răstimpul între 19 și 20 martie este unul amestecat. El poate evolua într-un tip de viață și activitate, să zicem, în prima parte a zilei, dimineața, într-un registru, după amiaza, seara sau noaptea, în alt registru, fără să fie nicio bizarerie și nicio contradicție în reacțiile lor, dar nici în anticiparea noastră. Între 22 martie seara și 24 martie, luna se va plasa în transit prin zodia săgetătorului. Se va afla în casa întâi a personalității, va fi un aliat al celor născuți în acest semn zodiacal, le va da, spre marea lor bucurie, dar și a celor din anturaj, foarte multă veselie, optimism, încredere. Își vor ieși din starea de care vorbeam, de melancolie și tristețe, ce bine, și vor fi niște tovarăși plăcuți de dialog, de activitate, de viață, de familie, vor fi cooperanți, vor rezolva o serie de probleme dificile, fără să se vaite, fără să mai sublinieze cum se sacrifică ei, vor face ceea ce trebuie făcut. Și această revenire la o stare naturală, optimistă, echilibrată, le va prii, pentru că vor fi priviți cu simpatie, vor fi, așa cum ziceam adineauri, eficienți și nu se vor mai consuma pentru fleacuri. Mai puțin plăcută este această etapă în privința relațiilor parteneriale, unde depinde de om și de relație, se poate insinua o minciună, o dezinformare, o discuție absolut anapoda cu argumente nejustificate, gen capricii, pretenții, mofturi și mici răutăți sau vanități ridicate la nivelul de mare criteriu de viață în doi. În principal, cam relațiile conjugale sunt cele mai vizate de acest aspect și este bine ca cei născuți în săgetător, dacă pot să țină cont, să nu ia chiar tot în serios, nici chiar toate pretențiile ridicate de unii, nici chiar toate reproșurile formulate la adresa lor, pentru că s-ar putea să intre acelea într-un tipar de conduită care să construiască în mod strategic o vinovăție. Îi reproșează azi, îi reproșează mâine, îi reproșează poi mâine, ce stai să vezi, și cum îl fierb în fiecare zi, îi reproșesc câte ceva. Până când săgetătorul în capul acelor ar trebui să înceapă să fie el însuși convins că e foarte vinovat. Așadar, nu intrați în astfel de jocuri, nu puneți la inimă chiar tot ce vi se spune, nu vă puneți la mintea acelora să le răspundeți cu aceeași monedă, nici nu trebuie să ignorați și vedeți că dacă lucrurile se consolidează și devine o conduită și devine o obișnuință, atunci da, atunci trebuie intervenit, dar cu altă măsură, pentru că una este o glumă proastă sau o observație nefericită și exprimată nepoliticos între soți și alta este
această politică de victimizare și de creiere a unor vinovați și a unor suferinți ca să se obțină ceva. De obicei nu se obține nimic decât conflict. Atunci săgetătorii trebuie să fie atenți dacă intervine o astfel de ipostază, să o curme. Fie că este vorba de soț-soție, fie că este vorba de partenerii de afaceri, că și în relațiile de afaceri se poate la un moment dat ca celălalt să-i tot reproșeze săgetătorului că numai el muncește, că numai el aduce clienți, că numai el face bani, că numai el se pricepe, că numai el se descurcă, că numai el aleargă pe la ministere, că numai el stă la coz și la ghișee după aprobări. Poate că este așa, poate că este adevărat până la un punct, dar la un moment dat este posibil ca acela să o facă, așa cum ziceam, strategic, ca să-și consolideze un statut de superioritate. El este cel fără de care în firmă nu se poate. Și să-l marginalizeze sau să-l minimalizeze pe săgetător. Din 25 martie, economie, preocupări bănești, parcimonie și oarecare grijă pentru ziua de mâine. Acum veți spune că la vremurile pe care le trăim, oarecare grijă este o formulare din partea mea nefericită și inadecvată pe ideea că toată lumea are foarte mari griji și sunt și foarte motivate. Dar nu chiar toată lumea o duce prost, nu chiar toată lumea nu are salariu și nu chiar toată lumea este dispusă să reacționeze atât de puternic. Se pot gândi, pot face calcule, dar asta nu înseamnă că trebuie să intre în panică. Destul de conflictuală este și casa a treia a comunicării, unde veștile vin, curg, provocările se țin lanț, mai ales dacă săgetătorii desfășoară activități care presupun relații cu publicul sau cu oficialități sau cu străini pe care nu-i cunosc și la fiecare întâlnire se află în fața unei surprize pentru care n-au decât două variante. Ori să reacționeze brutal, să-i întoarcă spatele, să o respingă, ori să o accepte și să o tolereze. Ceea ce nu cred că se va întâmpla, pentru că săgetătorii, cel puțin pe hârtie, arată că sunt niște ființe reactive și vor încerca să controleze situația și să limiteze niște excese și niște exagerări de acest fel. Atenție majoră, 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 în cazul tuturor celor care fac călătorii, excursii. Vedeți în ce mijloace de transport sau de distracție vă veți afla la un moment dat, se pot strica. Riscul de accidente rutiere și, cum spuneam, provenind de la toate mijloacele de transport și utilaje, este mare. Dacă e vorba de șoferi, săgetători în postură de conducători auto, atunci e vorba de deciziile luate la volan, dar se mai pot petrece și alte situații în timpul unor deplasări care nu țin de latura rutieră, dar țin de schimbările de ultim moment, de tot felul de evenimente care pot să strice, de exemplu, condiția unui drum, a unui pod, a unei căi ferate, a unui aeroport sau multe alte ipostaze care complică această deplasare. Ceea ce reprezintă un potențial de mare fericire astral pentru foarte multă lume este pentru săgetător plasat în casa a patra a relațiilor de familie. E greu de spus ce se poate întâmpla. Teoretic, unii ar putea să se împace, alții ar putea să se reunească, să vină unii de departe, unde au stat plecați niște ani, să se reîntregească, cum s-ar zice, familia, motiv de bucurie, de echilibru spiritual, material, moral, sufletesc, uman în ansamblu. Depinde, firește. Nu toată lumea are rude în străinătate, nu toată lumea vine sau pleacă. Dar există și posibilitatea să se producă niște schimbări de ordin locativ, să se mute, să locuiască mai bine, să facă niște intervenții care să le permită mai mult confort, mai multă liniște. La limită, unii pot să și valorifice un patrimoniu, să câștige niște bani. Atenție însă că există și o doză mare de idealism așa și de premize rupte de realitate. Unii să-și doresc o casă mare, foarte mare și la un moment dat chiar să-și o poată cumpăra. O ocazie, un chilipir, să accepte o ofertă interesantă, să fructifice o oportunitate și să intre în posesia ei. Aici este partea șumbredă pentru că s-ar putea ca în următoarele luni această achiziție să înceapă să devină una complicată. Întreținerea ei să fie prea scumpă, capacitatea de a face bani pe mai departe să fie redusă și atunci toți cei care au riscat ultimul bănuț pentru cumpărarea ei să fie într-o situație financiară complicată. Ori casa să scoată la iveală niște vicii de ordin constructiv, de ordin administrativ, dar atenție și de ordin legal. Cine a fost proprietarul, cum s-au întocmit actele, care este istoricul acelei locații.